Victorie mare pentru noi, ținând cont de parcursul de până acum. Până la urmă, dacă facem un bilanț 3 din 10, e ok? Da, acum ținând cont că ce program am avut, e bine. Era numai bine că aceste victorii să le fie avut intercalate în acele meciuri care au legat de nicio victorie și apă înfrângeri. Era bine să fie avut un meci sau chiar două cu victorii, să fie avut asemenea adversari să facem victorii, pentru că dădeaua moral era clar că venim după 7 înfrângeri. E clar că în momentul când vii după 7 înfrângeri la nivelul fetelor este o căcătură diferită de la băieți, pentru că presiunea atât de mare pe ele, ele nu știu să iasă din această presiune, pentru că sunt femei, trebuie să spunem lucrurile pe nume, și este destul de greu pentru ele să iasă din această pasă. Am reușit să ieșim, nu am făcut un meci nemai pomenit, asta trebuie să o spunem clar, că n-am făcut un meci nemai pomenit, dar ne-a interesat victoria și ne-a interesat cele 3 puncte, ceea ce am reușit și din acest punct de vedere, țin să le felicit pentru cele 3 puncte. Eu o vorbă în fotbal la vorba aceea, pentru rezultat, mulțumesc pentru joc, la revedere. Acum că nu există presiune pentru următorul meci în imediata apropiere, ce credeți dumneavoastră că trebuie îmbunătățit în această pauză competițională? Da, e probabil că și această victorie cu pauza care vine de o lună jumătate pentru anumite fete, unele se vor duce la echipa națională, va trebui să punem puțin pe ei, pentru că, într-adevăr, lucrurile n-au prea mers cu ele și ne-am dorit noi. Am avut situații destul de mari în evoluția noastră în aceste 10 etape și atunci va trebui să ne facem calculele, să ne facem o analiză autocritică în toate punctele de vedere la toată lumea și să scoatem ce am făcut bine, pentru că am avut momente, mai ales la începutul campionatului, cu principalele forțe din campionat care am jucat nemaipomenit și momente mai puțin bune. Dar una peste alta a făcut 3 victorii, este un lucru bun pentru noi, urmează să mai avem încă 3 etape din acest tur de campionat. Vom vedea ce ne va oferi aceste 3 etape, sunt 3 etape în care vom juca 2 în deplasare, vom juca la Cernărie și la Zalău, perioada 22 decembrie, 29 decembrie, vă dați seama că e intercalat cu Crăciunul, cu Revelionul, după care în 4 sau 5 jucăm acasă cu Bistrița. Deci va trebui să pregătim foarte bine aceste ultime 3 etape, pentru că sunt destul de importante. Cum gestionezi perioada asta de pauză? E o perioadă grea, dificilă, pentru că... Da, va trebui să le lăsăm, pentru că e normal să ai o pauză. Vom reîncepe antrenamentele pe 27 noiembrie. Au 2 săptămâni de pauză, pentru că e clar, sărbători pentru ele nu vor fi. Pentru ele, pentru noi, pentru toată echipa, nu vor fi sărbători, pentru că asta este competiția organizată de federație și trebuie să ne aliniem la acest lucru, pentru că este campionatul european. Și va trebui să aibă o săptămână, vor avea o săptămână de pauză totală, care nu vor face nimic, după care ușor, ușor vor primi un program, iar când se vor întoarce, va trebui să luăm puțin taurul de coarne, adică eu v-am trebuit să iau puțin taurul de coarne, pentru că este nevoie la oratoră de luat puțin taurul de coarne. Vă gândiți la partide amicale? Da, deja avem în 6-7 decembrie 2 jocuri cu Slobozia și o să mai avem cu Craiova, cu Aion 13-14, iar în meci 2 cu Craiova. Deci o să avem cu Slobozia, avem aici, iar cu Craiova, cu Aion, tot aici, pentru că la sala este ocupată, vom vedea. Dar va să discutăm următoarea perioadă. Este posibil ca pe finalul anului să vedem un teren și franci? Noi am așteptat-o și ne-am dorit foarte mult, pentru că aportul ei este, știm de anul trecut, ce aport avea la echipă, mai are încă de recuperat, e clar, dar ușor, ușor a început să intre și la jocuri, ușor, ușor, e clar că ea este dornică și avidă de a participa la jocuri, dar trebuie să o luăm ușor, pentru că a fost o perioadă destul de lungă pentru ea și trebuie să recupereze foarte, foarte bine.